Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea de ale Buzoianului. Alături de mine în studioul Campus TV este domnul doctor Adrian Zoican, șeful UPUS Murd Buzău. Bună seara, domnule doctor, bine ați venit. Sărămâna domnicioară Magda, și mulțumesc frumos pentru invitație. De fiecare dată este o bucurie că sunt prezent la emisiunea dumneavoastră și după fiecare emisiune am așa un mare sentiment de satisfacție, pentru că de fiecare dată când vin la dumneavoastră fac ceva lucruri utile și chiar intru în contact cu cei care vizionează emisiunea dumneavoastră și ei ne mai pun câteva întrebări, noi le mai răspundem și cât de cât mai ridicăm un pic așa din ceața asta așa care, să zic, în mod artificial a fost impusă între cetățeni și spital. Eu vă mulțumesc foarte mult și știu că lucrurile foarte bune și utile le faceți în primul rând la UPU, pentru că oamenii deja știu cât de mult munciți acolo și cât de mult îi ajutați. Asta cred că e cel mai important și ne bucurăm când veniți să ne spuneți ce se mai întâmplă. Înțeleg că e o perioadă mai liniștită la UPU, nu? În sensul în care nu sunt atât de multe prezentări cu COVID. Sincer, dacă vă spun, nu se compară cu perioada aia grea din perioada stării de urgență. Poate și pentru că noi suntem acum, avem experiența căpătată atunci, în urma evenimentelor de atunci. Poate pentru că avem și echipamente, poate că avem, adică într-un fel nu ni se mai pare așa grozav dacă vine un val de prezentări mai mare, încercăm să rezolvăm cât mai repede și asta, de fapt, asta e meseria noastră. I'm not a hero, it's my job. Sunteți întotdeauna modest, dar știu că nu e ușor deloc. Da, foarte modest, loc. Mai ales în ultima vreme, da, și am luat și un pic de volum, așa. Cum vă descurcați, domnule doctor? Pentru că știu că sunt întotdeauna probleme la UPU, indiferent de contextul pandemiei, întotdeauna sunt situații cu care vă confruntați dificile și știu că nu sunteți nici foarte mulți acolo. Da, într-adevăr, nu suntem foarte mulți. Din păcate, nici în spital nu sunt foarte mulți. Să sperăm că problema asta se va rezolva acum. E un proiect al noului director medical, doctorița Meleru, de câteva zile director medical. Deci cu venirea primăverii avem și noi director medical sau un nou director medical. Cum e noul director medical? E drăguță. Da? Doctorița Meleru, eu când eram rezident, dânsa făcea gărzi pe boli interne. E pe jumătate sau mai mult de jumătate este urgentist. A făcut 3 ani de medicină de urgență, deci înțelege toate problemele care sunt în UPU. Și urgentistă de Floreasca, ca să zic așa, cu o școlită la Floreasca. Numai că în timpul rezidențiatului a decizia să schimbe specialitatea. Și da, are 3 ani la Floreasca, vă dați seama. Înseamnă foarte mult. Deci știi cum funcționează sistemul, asta e cel mai bine. Și oricum cred că e important pentru UPU să aveți un director medical care știe care sunt problemele. Da, 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 da. Păi asta ar fi primul director medical care are un pic de sânge de urgentist, așa, ca să zic, mă exprim un pic mai metaforic așa. Dar să vedem, pentru că e director medical pe tot spitalul. Problemele în spital sunt foarte mari. Toți directorii medicali care au fost până acum și-au orientat atenția așa foarte mult către UPU și către problemele din UPU, dar care multe din ele, eu v-am spus, UPU este o interfață între spital și societate. Și nu poți să stai, adică te uiți în UPU, ok, acolo ai niște semnale de alarmă, dar tu trebuie să rezolvi problemele. Adică nu sunt numai problemele pur UPU, să zic, problemele care apar acolo legate de medicii din UPU, modul în care ei consultă, timpul în care consultă, ci cel mai important este, cum să vă spun, îngrijirea bolnavului, da? În cât timp primesc ei ajutorul nostru, da? Și toate celelalte probleme legate de timpii de așteptare între investigații, până timpul petrecut până la internare, de ce așteaptă foarte mult, de ce sunt temporizați pacienții sau dacă nu sunt temporizați, eu știu. Deci toate problemele astea trebuie văzute și cauza lor nu este neapărat în UPU. Adică în UPU este, ca să spun așa, o zonă extrem de dificilă unde se rezolvă
pe cât posibil problemele astea și cel mai important este grija față de pacient. Rolul unui director medical este să supravegheze aceste procese. Adică fiecare pacient sau timpul petrecut de un pacient nu poate fi împărțit și găsite sursele, deci de ce a durat atâta timp, eu știu, nu știu ce investigație trebuie făcută, consultul, de ce s-au dat atâta consultul, dacă e bine, dacă nu e bine. Și atunci trebuie, dacă ești obiectiv, îl desfaci pe fiecare proces în parte și discuți fiecare proces, dacă e să fii obiectiv. Dacă e să nu fii obiectiv și atunci te interesează de cât să da, a stat 17 ore, nu pute ce a stat, nu pute aia din nou, pute fac așa, dar te uiți de ce a venit, când a venit, cum s-a făcut, ce care a fost numărul de prezentări. Acum noi mai avem, ca zic, o secție în curtea spitalului, pacienții aia sunt dificil de monitorizat, sunt dificil de urmărit, marea majoritatea care sunt acolo, de cei sunt suspecți. Mă refer la, știți, la facilitățile acelea medicale, care oferă niște condiții de cazare destul de bune acum față de ce era înainte corturile alea militare. Deci pacienții, chiar am avut pacienți care au fost mulțumiți și au așteptat, au preferat să aștepte acolo rezultatul PCR, care vine de obicei a doua zi, așa, pentru că erau izolați, adică acolo e o problemă odată că ești suspect COVID, poți avea COVID, dar poți să n-ai COVID. Și atunci prefer să stai să aștepți într-o facilitate genul ăsta unde ai, deci e ca o rezervă, da? Da, cineva spunea de ieri, am început să le spunem garsoniere. Cineva a spus că e o garsonieră și că el se simte foarte bine acolo și că nu vrea în zona tampon, unde e un salon mai mare și mai sunt și alți pacienți acolo și cu distanțare, bineînțeles. El vrea să stea în garsonieră și așteaptă rezultatul în garsonieră. Da. Și a venit rezultatul și acum a plecat. Dar de ieri îi spune garsonieră, garsonieră numărul 10, ca să nu mai spune, garsoniere... ca să nu mai spune container, ca să nu mai spune, sună mai bine garsonieră, nu? Da, pe lângă garsoniere, voiam să vă întreb dacă în vară vor fi reinstalate corturile, pentru că au fost deinstalate și din cauza vremii, nu? Nu. De sunt de ajuns garsonierele, da? Fost... Da. Și să sperăm că nu o să mai fie nevoie. Ele sunt bune acolo, că noi avem pacienți, deci există și alte boli infectocontagioase în afara COVID-ului, da? Deci noi o să le folosim. O să le folosim și după pandemie. Ele sunt bune. Dar cum să vă spun, depinde ce simte pacientul. Dar asta, cum să vă spun, e a doua oră când spun asta, cum să vă spun. E greu să vă spun eu ceea ce simte pacientul sau ce ar trebui să fie. Eu pot să zic ce pot eu să fac ca să îmbunătățesc activitatea acolo, dar nu toată lumea înțelege. Știți? Adică cine a înțeles, da, a apreciat. Da, domnule, eu stau în garsonieră, deci n-a zis altfel. Dar a spus, bă, eu stau la garsonieră aici, chiar, da, mie mi-a plăcut ideea și de acum spun garsoniera 10, garsoniera 11. Da. Faceți tot ce e posibil într-un spital. Pentru evident. A crea, da, pentru a crea condiții bune și să beneficieze de un act medical de calitate, că asta este important. V-am spus, tot ce se întâmplă acolo trebuie să finalizeze într-un mod favorabil pentru pacient și într-un timp cât mai scurt. Restul proceselor care sunt și pentru care se temporizează, deci poți să arăți cu degetul la UPU, da, deci toată vara s-au pus tunurile pe UPU. Că medicii se tem că nu au primit pacient. Păi cum? L-am luat, l-am băgat în container, că a stat așteptat în ambulanță. Păi bine, dacă nu mai sunt locuri în container și eu n-am confirmarea să-l bag în zona tampon sau zona tampon e ocupată și aia, că din cauza numărului foarte mare de prezentări. Eu ce fac, bolnavul? Scot în stradă? Corect. Adică trebuie să înțeleagă și lumea. Nu am ajuns încă la momentul ăla. Astăzi au fost câteva ambulanțe care au așteptat. Pentru că tot din cauza asta, adică am avut o problemă când a fost medic de gardă, că s-a îmbolnăvit ieri și n-am avut medic de gardă la pneumoftiziologie. Noi avem colaborare foarte bună cu această secție și colegii ăștia acolo sunt minunați, ne ajută mereu la orice oră din zi și din noapte, numai că aseară n-a fost
colegi. Colegii mei de azi noapte care au fost de gardă au temporizat un pic bolnavi. Dimineața, bineînțeles, creându-se un ambuteaj, da, cu pacienți care trebuia să facă consultul și care așteptau confirmarea de la colegii și să vedem unde merg, dacă se internează, nu se internează, să ce facem. Și plus celelalte urgențe care au venit după. Și normal că s-a creat un ambuteaj, facilitățile medicale, garsonierele fiind ocupate cu da, suspecți, nu? Cu, da, păi erau de ieri pentru că n-au putut fi așa și dimineața am reușit să un pic să decongestionăm, numai că începând cu ora 10-11 începe să vină un val de pacienți. Noi am monitorizat asta și cumva am încercat să suplimim activitatea, deci programul merge un pic suprapunându-se de la ora 1 la ora 3, adică de la ora 13 la ora 15, ca să mă exprim așa mai corect. Așa, și atunci fiind două ture care se suprapun tocmai de aia pentru a rezolva cât mai mult din cazurile astea. Și așa și s-a întâmplat, că au fost multe cazuri care au fost investigate pe acuz dimineții și undeva între ora 1 și ora 3 și în jurul ora 3, să zic 3 jumate, 4, au fost foarte multe internări. Că asta este. Și același lucru se întâmplă seara. Ei vin iarăși încă un val, începe la ora 7 după amiază, ei ies de la serviciu să duc acasă să hotărăsc, Doamne, vine noaptea, nu mi-a trecut, să mă duc la spital, să nu mă duc, ce-o fi, până la ora să hotărăște și vine. Sună la salvare. Și atunci vin toți. Adică mulți, nu toți, dar din cei nehotărâți. Așa, și vin mulți, da, după ora 7. Și atunci ora 7, ora 8, ora 9, investigații, consulturi, tratament, așa, și undeva pe la 10 începe proba de foc cu internările, știți? Adică trebuie să internezi. Unde e? Da, cât e de grav, unde e, dacă are nevoie de consult terapie intensivă sau internare pe terapie intensivă sau pe o secție, avem, n-avem gardă și tot așa mai departe. Adică e o activitate destul de antrenată. Cine vine la spital și vede ce e acolo, își dă seama că nu stă nimeni degeaba, nici noi nu suntem, ca să zic așa, profesori universitari și așa, dar încercăm cu resursele care avem și din tot sufletul să rezolvăm problemele astea. Adică nu suntem rău intenționați sau... Asta e evident și s-a văzut de-a lungul anilor, da. Dar nu oricine poate fi urgentist, nici dintre medici chiar. Da, chiar vă spun că este o meserie foarte grea, meseria de medic, dar specialitatea de urgență este foarte dificilă. Din punctul meu de vedere e una din cele mai complicate și cele mai solicitante, da? Adică un urgentist are foarte multe responsabilități și dacă cumva lași garda jos sau ești un pic așa, nu ești atent la niște aspecte, atunci pot apărea erori care pot fi fatale și atunci tot timpul trebuie să fii, să zic așa, apt să răspunzi la toate provocările. Plus că medicina de urgență acoperă și partea asta cu medicina de dezastru. Știți? Știți la ce mă gândeam acum, ce scuze? Vă rog. Că la fiecare emisiune vorbim, dar tot timpul găsim lucruri interesante de spus. Știți, vorbim despre UPU. Da. Și mă gândeam ce altă specialitate poți să vorbești așa. Nu știu. De atâtea ori să spui cam acele lucruri, dar... Nu cred că să fii interesant. Sunt prea multe. Dar da. Pentru că a spus că vă ocupați de dezastre și asta... Da, în caz de dezastru vă dați seama că da, în caz de cutremur noi trebuie să fim pregătiți și să răspundem. Numai că dacă noi suntem în stare de alertă de luni de zile, medicina de urgență se ocupă cu, cum să vă spun, cu răspunsul în situații excepționale, da? Bine, noi ne ocupăm și cu consulturile uzuale și cu pacienții uzuali, dar în situații de dezastru noi trebuie să fim capabili să răspundem. Dar dacă noi suntem în stare de alertă de un an de zile, chiar cred că se împlinește un an de zile când am primit primul pacient pozitiv. Da, în martie, nu? Da, în martie, acum la început. A trecut un an. Un an, cred că, extrem de greu. Da. La UPU, pentru dumneavoastră, pentru colegii dumneavoastră. Să zic așa, de două ori pe an fac buletinul. Așa. Ori îl împrumut eu, ori altcineva, știți. Aha. E portofelul meu așa. Și mi-am făcut... da. Și am fotografii de acum un an și am fotografii de acum... De acum recent, nu? Da, da, da. De acum o lună am vrut să zic, două luni să zic așa. Da. Că mi-am făcut, da, acum un an mi-am făcut buletinul. Acum un an mi-am făcut buletinul care înainte de alegeri și trebuia să schimb numele ca să fiu, să candidez la primărie. Fără voia dumneavoastră. Da, și acum trebuie să-l schimb că trebuie să-l schimb, da. Voiam să vă spun că se împlinește, știți asta, deja 44 de ani de la cutremurul din 77. Da, în martie. Ce s-ar întâmpla acum? În martie. Astăzi, adică astăzi, acum 44 de ani.
Ce s-ar întâmpla acum în Buzău dacă am avea, Doamne ferește, un astfel de eveniment? Da, e... Sunteți șeful smurt. Eu nu vreau să zic nimic, că eu am gură de aur și că ce se întâmplă, ce zic eu se ziceți, întâmplă. Doamne ferește, înainte și povestiți. Păi ce să vă dați seama, se activează planul roșu la nivelul județului, la dispoziția prefectului. Da. Care prefect? Păi prefectul este ceva care ține locul. Da. N-are cum să nu avem prefect. Prefect totdeauna avem. Știți cum, medici nu prea avem, dar prefecți, deputați, senatorii, consilieri județeni. Consilieri județeni. Avem tot timpul. Consilieri locali, primari. Cum eu nu vreau să aud în teorie ce se întâmplă. Vreau să aud dacă suntem sau nu pregătiți. Că știu că niciun adăpost nu există oficial. Există pe hârtie, nu. Dar așa oamenii nu unde să meargă. Deci există, da, există teoretic. Oamenii s-au gândit la lucrurile astea și există apărarea civilă, există departamentul pentru situații de urgență și chiar recent departamentul de situații de urgență, tocmai din cauza pandemiei, dacă un curs normal al sau o evoluție normală a acestui departament de situații de urgență acum s-a dezvoltat, au apărut mai multe departamente. Mai multe, cum să vă spun eu... Subunități. Da, da, da. Deci care să gestioneze mai bine aceste situații. Adică sunt oameni care monitorizează. Deci, spre exemplu, la noi, dacă e un accident rutier, ei monitorizează stațiile astea și în momentul în care se întâmplă ceva, ei pot să trimită și se întâmplă asta destul de des, trimite elicopterul direct. Deci nu mai vine ambulanță de la... Noi de la Saj, vine direct elicopterul de la București și el ajunge înaintea ambulanțelor de obicei, face triajul și le ia pe cel mai grav și îl duce la București. Adică asta e foarte tare. Și probabil, adică o să ajungem și noi la un moment dat să avem și noi elicopterul nostru. Înțeleg că astăzi au fost cumpărate sau ieri 3 alte elicoptere pentru smurd. Sunt, pentru că deci în zonele unde smurdul este dezvoltat și unde medicina e dezvoltată și oamenii au fost gospodari și au avut grijă de lucrul ăsta, ei au experiență mare de acum cu elicopterul. Și unde are loc un elicopter, cred că încape și al doilea, că ai oameni antrenați pentru asta și sunt foarte multe intervenții, adică noi avem o mare problemă la Buzău cu transferul pacienților critici la București. Nu mai zic de intervenție, că elicopterele astea sunt și pentru transport, dar sunt și pentru intervenție primară, așa se numește. Deci ce v-am spus eu mai devreme, relatat mai devreme, că dacă în fiecare centru zonal care are elicopter, elicopterul ăsta are o rază de acțiune, așa, e un cerc desenat pe hartă. Și ei se uită acolo pe harta aia și dacă accidentul este pe zona de acțiune de intervenție a elicopterului, atunci trimit direct elicopterul. Asta vă spun, că ei monitorizează discuțiile astea pe stațiile și când anunță că a avut loc un accident rutier, ei trimit direct elicopterul. Acolo, deci noi până ajungem în sudul județului, deci elicopterul ajunge în 20 de minute de la București. Spre exemplu, până la Buzău face 35 de minute. Așa, până la Cotorca sau mai încoace așa, face 20 de minute și ajunge imediat. Iar medicul care ajunge acolo este un medic bine pregătit, este un urgentist cu experiență, știe să facă triajul, e competent ca să aplice proceduri avansate, invazive, da, pentru a salva viața pacientului. Deci sunt foarte bine pregătiți colegii de la elicopter întotdeauna și întotdeauna când a venit elicopter și de asta și la noi un pic a intrat așa, când vine elicopterul, ce se întâmplă, ce se întâmplă, pentru că de obicei cu elicopterul pleacă cazuri foarte grave, dar câteodată noi îi solicităm și le cerem sprijinul pentru că nu avem ambulanță cu medic și atunci, sau și dacă avem ambulanță cu medic, avem doar o ambulanță cu medic, asta este așa, nouă ne e de mare folos. De ce? Singurul medic care l-am cu ambulanță în județul Buzău ar trebui să plece la București și durează cam 4 ore, 3 ore jumate. Vă dați seama numai drumul, cât stă la spital acolo până predă pacientul, până se dă liber, până se întoarce, până este iar apt pentru intervenție, durează multe ore.
Și atunci eu prefer să chem elicopterul care face 35 de minute până la Buzău, preia bolnavul în niște condiții foarte bune. Au toată aparatură, vă spun, au aparatură de terapie intensivă, de sunt medici urgentiști bine pregătiți, care își fac meseria cu drag și cu pasiune și care de obicei și rezolvă multe probleme, foarte multe probleme pe care noi nu le putem rezolva, știți? Adică sunt pacienți foarte gravi care au nevoie de transport de terapie intensivă și noi avem medici la ambulanță, ei îi preiau, dar dacă starea e gravă din cauza faptului că durează mult transportul și transport terestru, starea pacientului se poate degrada. Așa vine elicopterul 35 de minute, altceva. Bun, revenind la cutremur, dacă ar, Doamne ferește, spuneam, dacă ar fi un cutremur de o asemenea magnitudine în Buzău acum, da, ce ar trebui să știe oamenii? Știu că la un moment dat se făceau simulări, exerciții, astfel încât oamenii să știe cum să reacționeze. În primul rând, nu mai există comunicare, pentru că știm că pică toate liniile telefonice. Da, păi, ce le spuneți că ar trebui să facă? Instituțiile statului vor prelua atunci controlul și vor gestiona situația. În primul rând, noi trebuie să... E mult de vorbit aici. Plecând de la antrenament, cum a spus și noastră, simulările astea. Deci, noi fiecare ar trebui să ne gândim, să ne uităm, să învățăm măcar ce fac japonezii, că lor nu li se mai pare normal să fie un cutremur. Și la noi este o zonă aici, la curbura Carpaților, da, aproape de Vrancea, unde se produc cutremure și cutremure destul de serioase. Dar se pare că nu numai aici au loc cutremure, pot avea loc oriunde. Dar dacă ne-am antrenat, ne-am gândit, dacă tot timpul trebuie să fim pregătiți pentru situațiile astea, ar trebui să avem un rucsac acasă cu materiale de prim ajutor, cu un aparat de radio, care e foarte important, cu acumulatori sau cu baterii, da? De să ai rezerve acolo, da? Să identifici în casă. Acolo să ai câteva conserve în rucsacul ăla, să ai o pătură, să ai... Deci să ai așa un colțișor unde tu ți-l amenajezi, să știi când te-ai dus, ai pus mâna pe rucsacul ăla și ai plecat. Te-ai dus la acte, ai pus mâna pe o cutiuță de acte, ce ai acolo, ce e mai important, actele cele mai importante, le-ai băgat în rucsac și ai plecat. Oamenii care au experiență și chiar înainte de pandemie era destul de avansată chestia asta, apăruseră și erau la târgurile astea de inventică și mai ales și medicală și de resuscitare și de dezastre, așa, chiar erau promovate niște facilități de astea mai mici pe care le poți pune în casă, ramforsate, foarte puternice și înăuntru aveai acumulator, aveai un acumulator, aveai rezervă de apă, de mâncare, care să te facă să supraviețuiești acolo câteva zile, să deci poți să supraviețuiești. Un adăpost la tine în casă. Da. Da, pentru ca salvatorii să aibă timp să vină să ajungă la tine. Și tu să ai un aparat de radio. De ce? Pentru că pe aparatele de radio se vor transmite mesaje importante. Da? În un caz de dezastru, pe aparatele de radio vom primi mesaje importante. Deci nu vom mai asculta numai muzică înălțătoare și patriotică, da? Vom asculta și mesaje de la domnul prefect. De exemplu. Sau subprefect, da. Da? Sau subprefect, da. Care este și, Doamne ajută să ne conducă cu bine, da. Și sunt mesaje concrete. Vor fi mesaje probabil pe zone. De asemenea, e bine să ai acolo, eu știu, un fluier și vorbesc foarte serios, mai sunt... De ce? Păi, ca să poți fi identificat de salvatori, de subdărâmături, un fluier, dacă nu sunt șpreurile alea cu sirena, așa, deci niște șpreuri cu un difuzor, așa, și scot un sunet foarte puternic. Uitați-vă la știri, cei de la sindicate le au deja și fac gălăgie mare. Dar să știți că sunt multe guvern. Informații pe care le auzim mulți dintre noi prima dată. Și nu cred că sunt. Adică informări. Trebuie să ai niște comprese sterile. Astea nu sunt greu de procurat și nu sunt foarte scumpe, da? Nu, dar trebuie să fie... Mai ales dacă e o farmacie lângă tine, da. Da, da. Acum sunt pe sau cunoști pe ceva la farmacie. Ar trebui totuși ca oamenii să fie pregătiți, din timp în timp ar trebui făcute astfel, da, de exerciții. Da, adică sunt și foarte multe tutoriale, am zis bine, da? Da. Tutoriale, da. Pe YouTube și urmărite, da? Plus măsurile de prim ajutor. Chiar zilele trecute am auzit o emisiune la televizor, eu am auzit-o că nu puteam să o urmăresc,
adică să mă uit la emisiune, dar am ascultat-o, am avut posibilitatea să o aud. Și cineva spunea că, domnule, nu mai accesează lumea cursurile astea de prim ajutor. Mă rog, a fost și perioada asta a pandemiei și nu mai face lumea cursul de prim ajutor. Vedeți, noi ne-am concentrat pe virus, bătălia asta cu virusul și am uitat și alte lucruri care, de fapt, și ele sunt importante și ne ridică calitatea vieții. Și sentimentul ăsta de siguranță. Deci noi trebuie să fim pregătiți să știm să acordăm primul ajutor, să avem acest rucsac sau acest mijloc. Deci trebuie să identificăm în casă, deci în casă, unde este mobila mai înaltă, deci dacă se prăbușește plafonul, dacă e un dulap mai rezistent, să creează un unghi. Deci când se prăbușește plafonul, să creează un unghi. Și noi ar trebui să căutăm în casă un loc, spre exemplu, sub o grindă sau deci un loc unde e rezistența mai mare, unde să ne adunăm în caz de cutremur. Deci în caz de cutremur, știți, tot românul știe, în tocuși. Da? Acum tocuși nu mai este cum era înainte structura de rezistență, că de cum era înainte tocuși la blocurile alea făcute din Anicu, erau zone de rezistență. Acum nu mai sunt, că sunt cu uși făcute și cu perete de rigips. Nu mai e zonă de rezistență. Și atunci trebuie să identificăm locurile alea fiecare la noi în casă. Ne gândim, bă, dacă vine, dacă se întâmplă, dacă se prăbușește. Oamenii, ați văzut și în Japonia, deci nu țipau, nu alergau, nu aia, s-au băgat sub mese, sub birouri. Toți erau sub birouri. Pentru că așa erau antrenați să facă. Și uimitor, nu s-au prăbușit multe locale, multe clădiri, nu s-au prăbușit. Și modul cum să construiesc clădirile, că acum a fost o perioadă, a fost boom-ul ăla economic în 2008, așa când s-a construit, a fost toată lumea construia, toată lumea vindea pământ, toată lumea cumpăra, toată lumea, așa era o nebunie și ne-a liniștit criza economică. Acum a venit pandemia, iar ne-a liniștit un pic, dar n-au scăzut prețurile, adică n-a fost o problemă așa de mare cum a fost atunci. Asta au avut grijă guvernanții, da. Să nu fie criza așa mare. Nu, încă și n-am trecut de perioada critică. Nu s-a terminat, da. Și să știți că noi acum am pus accentul, spre exemplu, pe cei din linia întâi și așa au zis, hai să dăm o bulă de oxigen firmelor, dar e o mare problemă, pentru că dacă nu se termină mai repede, deci întâi trebuie să ne vaccinăm ca să scăpăm toți așa, să nu ne mai îmbolnăvim, ar trebui să ne vaccinăm toți, așa, cât mai mulți dacă nu toți, pentru că dacă nu își revine economia, o să avem o mare problemă. Noi undeva am lăsat la urmă bolnavi cronici, cazurile sociale, sunt foarte mulți care lucrau afară și au venit acum acasă și au construit cu rezervele lor financiare și au construit case, dar ei nu mai pot pleca înapoi, că e lockdown, da, se închide iarăși, acum vine valul 3, au crescut numărul de îmbolnăviri, iar s-ar putea să fie o problemă, da? E, oamenii ăștia își vor epuiza resursele financiare, da, și ei vor deveni cazuri sociale, ei vor deveni nemulțumiți, vor spune că ei vor vrea să muncească și nu vor găsi unde să angajeze și tot așa mai departe, deci trebuie să ne gândim că va veni o problemă cu mari convulsii sociale, deja sunt, adică sindicatele sunt acolo cumva la guvern și bine profită de faptul că acum se face bugetul și ei acum acționează ca să obțină cât mai multe beneficii. Dar gândiți-vă că vor ieși oamenii spontan în stradă, că vor fi nemulțumiți, că vor fi nemulțumiți, nu un scop electoral, nu un scop sindical, nu, da, deci vor ieși că sunt nemulțumiți, că nu vor avea ce să pună pe masă. Iar noi, categoria asta, noi momentan nu ne gândim la ele, că noi avem ca prioritate pe cei din linia întâi, pe cei în vârstă care sunt și să pot îmbolnăvi și trebuie să avem. Deci partea asta medicală e scoasă la suprafață, dar partea socială cumva a rămas undeva jos și va ieși la suprafață. Poate nu mă exprim foarte expresiv, dar deci vor fi probleme foarte mari, niște convulsii sociale, deci ce a fost până acum n-a fost nimic. Dar uitați, spre exemplu, stăteam de vorbă cu soția mea, noi facem câteodată facem gardă împreună. Și a fost așa, sunt, e un om foarte bun și eu sunt mai energic așa, sunt mai expansiv, sunt, dar e așa, e mai interiorizată și mai calculată și mai așa și îmi spunea, liniștit așa, și îmi spunea că aparținătorii au devenit mult mai agresiv față de cum erau. Deci dacă a spus nevastă mea asta înseamnă că așa e, adică e o mare problemă. Și asta va deveni foarte vizibil pentru că, deci,
momentan sunt scoși înainte lucrătorii medicali și expuși. Pentru că noi suntem și expuși, da? Și atunci lumea vă spune, stai mai și ea, dar după ce că lucrezi acolo și ai atâtea beneficii și ți-au crescut salarii, ți-au dat sporul, uite, eu nu am o să mă angajez, nu am, deci lumea își va îndrepta nemulțumirea către lucrătorii medicali. Și asta s-a întâmplat deja în Italia. Adică există un revers al medalii. Adică noi încercăm să spunem, da, domnule, uite, eroi sunt acolo. Care eroi? Cine norociți aia care fac așa și ne țin și stăm atâta și că... Bine, nici nu e bine să generalizăm acum, da, da, care gândește în felul lui. Cum? Păi trebuie da, să vă luați anumite există măsuri. Riscul ăsta și eu vă spun pe bune că e, deci, există o aversiune artificială împotriva lucrătorilor medicali. Deci dacă au fost și veneau și cu sirene și cu aplauze în fața spitalului și vă mulțumim că ne-a salvat și veneau și donau pentru spital, acum gata. Nu mai lumea e, da, de... pentru că pe de o parte s-au pauperizat mulți dintre ei și nu prea mai au resurse și încearcă fiecare să gândește să reziste că mai mult că a înțeles care e mersul cu pandemia, că trebuie să te concentrezi, trebuie să te aperi, trebuie să te izolezi, trebuie să te așa, trebuie să -ți păstrezi, să te lupți, da, pentru locul de muncă și tot așa mai departe. O să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, revenim imediat. Neapărat.